Zici că nu există Dumnezeu, Mihai Neamțu, tu vorbeai de Macron, de Paris, de... Știi cine e la telefon? Un român din Paris, Franța. Bună ziua, domnule! Vedeți cum le așează bunuțul pe toate? De unde ne sunați? Din Paris? Bună ziua, domnul Tudor Vargu. Bună ziua! Repet, de unde ne sunați? Da. Vă sun de la Paris și din țara Oașului. Spuneți-mi și mie prefixul telefonic al Parisului, vă rog. 0033. Vă mulțumesc foarte mult, vă ascult cu drag. N-am vrut să verific decât că nu e o glumă. Da, nu e o glumă, cum să fie o glumă? Hai. Sunt acum pe foaie de bolă, că vreau să vă spun și m-am uitat un pic la asta. Fratele meu cel mai mic, suntem o frate. Fratele meu cel mai mic a obținut cetățenia franceză. Și la un moment dat a dat de permis, ca să vezi. Și i-a spus cam așa, domnule, tu îți faci permis francezesc, nu îți faci românesc. Că noi ne-am făcut în România, nu? Tu îți faci aici, pentru că tu aici locuiești, ai cetățenie franceză. Vasile, spune-mi și mie cum se vede la Paris situația pe care a creat-o partidul de guvernământ, adică, de fapt, alianța asta lui Tăricianu cu Dragnea au creat-o la București. Cum se vede? Foarte rău și din punct de vedere, eu m-am îngrijorat un pic și oamenii sunt îngrijorați cam toată lumea, dar eu mi-am pus întrebarea, eu așa mai simplu un pic. Cum putem noi, că spunea domnul Mihai, și apreciez oamenii ăștia tineri, frumoși români, care avem în străinătate, apreciez, cum putem noi să schimbăm pe ăștia, că nu-i putem schimba de la, cum ar fi, domnul Tăricianu, domnul Dragnea... Vasile, te rog frumos, știu că ești pe banii tăi, stai 20 de secunde la telefon, că revenim la tine. Întors, oameni buni, mă gândesc în continuare la cât de frumos așează bunuțul și măicuța domnului, așează ei un telefon din Franța, taman când Mihai Neamțu vorbea de Macron și de Paris. Vasile, fii atent, ultima întrebare. Macron este lovitura istorică a Europei. Din nimic a ajuns zeul Franței, are țara la picioare, are majoritate în legislativul de la Paris, a câștigat președinția, are tot. Întrebare, după mintea și sufletul tău, crezi că se poate naște și în România un Macron sau nu? Se poate naște când o să vină oameni cum e colegul nostru care a venit din America. Foarte tare. Foarte tare răspuns. Îți mulțumesc mult. Mihai Neamțu... Deci când o să vină oameni... Mihai Neamțu din bun simț a tăcut, dar eu spun... da, generația lui Mihai Neamțu este cea care trebuie să preia țara. Așa este. Noi ăștia de la o vârstă în sus am dus-o în gard. Ne-am bătut joc de ea, domnul am siluit-o... Domnul Tudor Varbu, da. De la mine din Târșov, să mă iertați, de la mine din Târșov, din țara Oașului, a mei concetățeni, toți sunt patroni în Paris. Foarte tare. Cum îți dea Dumnezeu sănătate. Mi-ai făcut mare plăcere, Vasile. Trebuie să ne luăm la revedere de la Vasile. Aveți o concluzie de 30 de secunde, domnul Neamțu. Întâi de toate că acești oameni țin România pe umerii lor, chiar dacă sunt la depărtare, ei susțin financiar, repet, susțin moral și chiar politic. Poate ar trebui să se organizeze mai bine, ar trebui unii dintre ei să se gândească să se întoarcă. Tu și chiar ești convins că schimbarea poate veni de la... Sunt convins că 5 milioane de români care reprezintă astăzi cea mai energică forță din afara granițelor țării, 5 milioane de români din afară vor face diferența în 2019, din nou în 2024. Sunt absolut convins că împreună cu ei vom schimba România. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să mulțumesc tuturor celor care au înțeles.